electoral, eu mi-am exprimat ca punct principal în programul meu curățirea și ecologizarea orașului. În prima zi din care am venit în primărie, am început acest lucru, ecologizând în primul rând stadionul, mergând mai departe la toaletizarea gardurilor vii de pe șoselele Turzii și am constatat cu mare regret că în ultima perioadă, probabil în ultimii 4 ani, aproape nu s-a făcut nimic. Asta a muncit foarte mult, au început să apară rezultatele, s-a văzut acest lucru, că orașul a început să fie mai curat, ceea ce aveam la fel în programul electoral, amplasarea de baterii pentru selectare a deșeurilor. Va apare prima baterie de 4 deșeuri îngropate cu depozitare subterană în maxim 3 săptămâni la intersecția dintre strada Lianelor și strada Lotus. Acolo va fi prima amplasată, după că vom face o dezbatere publică, să vedem părerea populației, dacă populația se declară de acord, vom realiza un program investițional pentru acest lucru, fiind nevoie în Turda, după o inventariere destul de sumară în acest moment, de circa 92 de astfel de baterii. Continuăm acțiunea de ecologizare a orașului prin aceste acțiuni cu elevi în special, cu instituțiile, cu pensionarii din Turda, cu cei care doresc să se alăture acestui gen de acțiuni. Și, după cum vedeți și dumneavoastră, fiind masă mare de oameni care se ocupă de acest lucru, imediat se pot ecologiza zonele care le-am propus astăzi. Este o acțiune semnal, i-aș spune eu, deci o acțiune pilot care i-aș dori să se repete, nu neapărat toată pe an, ci să spunem o dată la 3 luni, pentru ca încet, încet cetățenii să se obișnuiască cu aspectul de curățenie al orașului. Avem multe de făcut, am trimis somații și la asociațiile de locatari și la instituții și peste tot cu faptul că fiecare în zona lui de proprietate trebuie să-și ecologizeze zona. Am primit semnale bune, unii au și realizat acest lucru. Mai avem niște zone care sunt la firmele de lichidare din Turda, la firmele de insolvență, care nu au buget pentru așa ceva, dar încercăm cu alți factori care vor să se implice, alte firme, alte companii mai mari și care pot și doresc să ecologizeze zonele din Turda. Este mult de lucru, chiar și aici, pe platou lângă care ne aflăm, doresc să fac un proiect de ecologizare și amenajare a platoului, cu parcări și tot ce va presupune în zonele unde se poate și nu este zona protejată, pentru ca populația din Turda să poată veni la vara și la strand și la terenul de tenis și în alte obiective pe care le vom realiza aici. Cred că e o acțiune bună, sper să fie de succes. Ea include și instruiri din partea unor organe abilitate pentru cum se realizează ecologizarea zonelor, cum se colectează gunoiul, metode de intervenție, caz de prim ajutor, toate acestea se vor desfășura pe platou din Parcul Mare Oraș, începând de la ora 12. Toți copiii și toate persoanele care sunt implicate în acest proiect, jur de 1200 de persoane, astăzi, vor primi distincții și diplome pentru faptul că au gândit să vină la aceste acțiuni și îi văd foarte încântați și foarte motivați de ceea ce se întâmplă aici. Mai dansăm puțin și pe urmă putem să facem poze cu actorii noștri, da? Da? Ok! Valență de dar.
Vă mulțumim frumos, le mulțumim pentru spectacol. O să-i lăsăm să facă o mică pauză, să respire și ei, da? Timpul în care o să vă mai vorbesc un pic. Și așa cum dumneavoastră, cei mici și cei mai în vârstă, ați reușit astăzi, ca în câteva minute, fiind foarte mulți, și pentru asta vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare, ați reușit foarte repede să ecologizați niște zone destul de întinse. Care cetățean, dacă în momentul în care vede o mizerie pe jos, la pleacă și o ia, tot orașul va fi curat permanent. Acest lucru ne dorim, acest lucru mi-am dorit de la începutul mandatului. O să aveți, începând de peste două, maxim trei săptămâni, deja prima baterie cu pubele din inox, îngropate subteran. Va fi foarte interesant, după care vom face o dezbatere publică cu dumneavoastră, iar dacă soluția convine, vom face un proiect investițional pentru ca în acest oraș să fie permanent curat, să ne putem crește copiii și nepoții în curățenie. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes și la mai mare să facem cel mult la 3 luni o astfel de acțiune. Vă mulțumesc! Ori să apară animăluțe. Vouă vă plac animăluțele? O să facem câțiva copii să zboare, vreți? Vă spun, o să am nevoie de ajutorul vostru și să veniți pe scenă ca să primiți puteri magice. O să vă aleg eu pe cine cred eu că... Pe cine cred eu, bine? De fiecare dată când spun ok, toată lumea cu degețele în față spune cu o stare. Ok! Ok! Haideți să încercăm o dată. Ok? Trebuie să fiți atenți, de fiecare dată când spun ok, voi să spuneți ok. Să știți că o să vă apri surprindere, bine? Ok? De exemplu, eu o să fac ceva pe aici. Ok! Deci din sticlă pun în pahar și dispare, asta e. Dar să nu mă întrebați cum fac, că nu pot să vă zic că sunt magician. Da? Și magician nu spune secretele niciodată, gata, gata. Torn. Nu pot să cred cine a venit, salut! Gata, și a dispărut. Astea mai... M-ați văzut? Bine, facem așa. Vreau să alegeți voi un pahar. Stânga, dreapta sau mijloc? Mijloc! Poftim? Mijloc! Mijloc? Luăm paharul din mijloc, turnăm apă în el pe bune, pe bune, pe bune. Iar acum, jocul este în felul următor. Eu o să amestec foarte bine paharele, iar dacă ghiciți unde este paharul cu apă, o să-mi întorc apa în cap. Dar, dacă nu ghiciți unde este paharul cu apă, o să torn apa pe voi! Ia stat așa că am nevoie de cineva. Uite-o, vedeți aici, vii să mă ajuți? Haide, vino, haide că te iau eu. Și ține, ține exact așa, ține de aici, exact așa, exact așa. Bravo, bravo, bravo. Și suflă, suflă.
Ridică, bravo. Hai să ne învârtim, Haide. Bravo. Ține exact așa, nu-i da drumul, bine? Cinci, patru, trei, doi,